Incident neobișnuit în județul Vâlcea. O femeie care făcea curățenie într-o benzinărie era cât pe ce să fie călcată de o mașină chiar la locul de muncă. În timp ce femeia spăla cu mopul pe jos în incinta stației de carburanți, un autoturism a intrat în viteză prin ușile culisante. Se pare că șoferul a uitat să apese cu piciorul pedala de frână. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Femeia din imagini s-a ales cu sperietură și cu amintire pe care nu o va uita mult timp, iar conducătorul auto va trebui să suporte pagubele făcute din cauza neatenției sale.